vine gata de luptă, Raul! Arte marțiale. Salut! Bine ai venit! Pe unde treci, pe aici, măi, Raul? Deci, mă, totdeauna am o problemă cu masa asta. Știi că am făcut judo când eram mic? Oh, cum fost cu sacou sau ce? Nu. Am făcut judo când eu. Stai să mă pun mai comod așa. Hai să că Raul a început să se îmbrace în alb. Asta înseamnă că ai mai slăbit, nu? Nu știu dacă am slăbit. N-am o problemă cu chestia asta. Stai că începuse să zic de judo. Și după ce m-au trântit aia vreo 6 luni pe toți pereții pe acolo, am zis că totuși nu e sportul cel mai potrivit pentru mine. Asta se întâmpla când eram în clasa a 4-a, 5-a. Și am rămas fidel în notului. În notul. Da. E singurul sport pe care îl mai practic din când în când, atunci când am timp. Și care pune în, mă pune în mișcare cu toate grupele de mușchi care nu mi se văd. Dar faci da, not? Da. Noaptea mai apuc să mai fac așa, mai merg pe la bazine care sunt deschise non-stop în București. Îți dai seama că mă dau la documentarea cu tine. Am un pic de spațiu, de respirație, de să... Întreabă-mă ce vrei, că îți răspund oricum ce vreau. Sau întreabă-mă ce știi și îți răspund ce cât vreau. Cât ai fost, țara, anul ăsta, dacă ai face așa un calcul, cât ai fost plecat și cât ai stat în țară? Să știi că am fost plecat 70% din perioada trecută până acum din an, dar rămân tot anul în țară, nu mai plec până la sărbători. Mai am aici colo câte un eveniment, dar am foarte multe evenimente în țară, ceea ce pe mine mă bucură foarte tare. Adică chiar foarte multe, nu nesperat. Sperate, dar neașteptate. Ai văzut că s-a scris că ai plecat din țară, că stai mai mult plecat pe afară, că ți-e frică dar de m-au certat, lege, m-au vrei certat, să eludezi organele, dar nu, dar m-au certat și pe Facebook, că ce m-am dus eu să filmeze în Istanbul? Ce? La noi, la Câmpina Ceavea sau la Poiana Brașov? Deci am fost certat. Nu m-au certat niciodată fanii, prietenii mei virtuali de pe Facebook. Am fost plecat în turnee, dar am fost luat la întrebări de multe persoane care sunt contrariate de alegerea mea de a filma altundeva decât în România o melodie de dragoste, care practic e mai mult, din punct de vedere al imaginilor, un ghid turistic prin câteva locuri recunosc frumoase din Istanbul. Cei care au fost acolo știu despre ce este vorba. Dar ca să le dau o explicație, pentru că sunt convins că se uită, sau cel puțin o parte dintre ei, nu e vorba de ce legătură are melodia mea cu imaginile din Istanbul, ci pur și simplu m-am simțit eu într-un anume fel în momentul ăla acolo. Am profitat de faptul că erau și prietenii mei, Marius Nedelcu și Denis Alego. Am filmat cu ei câteva cadre pe care le-am montat ulterior și a ieșit un videoclip frumușel. Da, da, mulți au interpretat faptul că tu stai plecat ca să fugi de urmăriri penale, de... Da, nu este adevărat așa ce... Nu. De ce să fugi? Că n-am de ce să fug. Nu am motive. Să fugi unde și de ce? Din țară. Nu, să fugi din țară, da, dar nu am... De ce? De lege. Nu am de ce, pentru că nu sunt certat cu legea într-un anumit fel în care este nevoie să te duci să fugi. Bine, când apar titlurile astea, îți dai seama că se sperie mătușa de la... Nu, unde ai mătuși? Da, mă sună și nu mătușa, toată lumea care, mă rog, a văzut Titat și la voi și nu te întreabă ce ai făcut, mămică, te întreabă ai mai făcut ceva? Da. Nu am făcut nimic, nu fug de nimic. Adevărul e că probabil au interpretat... Păi uite, titlul ăsta, de exemplu, 4 martie 2018, Raul al 4-lea dosar penal, ce riscă celebrul cântăreț? Păi nu, asta au fost... Artistul riscă să fie închis. Da, astea sunt titluri și dosare numărate de presă, nu numărate de lege. Am înțeles. Ai înțeles? Dar pe mine, am mai discutat odată treaba asta și... Termina profilul uman, nu da, real, adică... Ai înțeles despre ce vorba. Pe mine nu m-a deranjat niciodată și nu m-au supărat că au scris. E foarte nasol dacă nu scriu, dar dacă asta au scris, asta e. Într-adevăr, am avut problema despre care nu am mai discutat la emisiune și nu vreau să o readuc acum în atenție. Dar înțeleg că aia e... Da. Da, e, dar încă nu am voie. Nu s-a terminat procesul, nu? Nu am voie să conduc mai am câteva luni din an. Nu aveam voie să conduc un an. Abia peste 5-6 luni pot să conduc din nou. Și o profiți de ocazie, stai mai mult plecat, ai și concerte afară, ai și concerte România. Da, să știi. Chiar e foarte bine. Am filmat o serie, de fapt o serie, 3 videoclipuri, 4 de fapt, în Turcia și o parte în Croația.
La câteva din melodiile care vor fi incluse pe noul album. Am profitat de faptul că sunt în țară și am avut, să spun așa, o activitate creativă destul de bogată, sper eu, și prolifică. Și am dat-o un sound așa oriental, balcanic, romantic. Nu m-am îndepărtat de la ceea ce sunt eu din punct de vedere artistic. Clar nu sunt melodii care să le auzi pe Zoo sau pe alte posturi de radio comerciale. Nu-ți fac un reproș, pur și simplu spun că ăsta este genul muzical, dar uite, am postat de câteva zile acest videoclip și a prins foarte bine, fără o reclamă extraordinar de puternică, decât prezență în câteva emisiuni de televiziune. Uite, ne apropiem de 100.000 de vizualizări, nu pe Facebook, pe YouTube. O cânt și în seara asta, nu? Da, o să cânt melodia asta. Auzi, din toate locurile astea pe unde te-ai plimbat tu, ți-ai luat un apartament pe undeva? Dacă mi-aș lua un apartament... Da, o rezidență la... Mi s-a mai pus această întrebare și uite, îți spun următorul lucru. Dar nu sunt deloc original în... Nu, eu o să-ți răspund acum. Prietenește, că eu când vin la tine uit că avem și camere care ne filmează și discuția e televizată. Am fost în foarte multe locuri în lume. Am văzut America, am văzut Canada, am văzut toată Europa. Și sunt foarte multe locuri în care merg cu drag și stau 2-3 zile și spun mereu, vai, mi-ar plăcea să stau aici, mi-ar plăcea să am un apartament aici. Dar cu toate astea sunt convins că n-aș putea să stau nicăieri mai mult de 2-3-4 zile, o săptămână, în care știu sigur că mă simt bine. Deci și ție dor de casă. Nu pot, fără. Nu ești bun dezrădăcinat, bun înstrăinat. Nu, deci chiar iubesc țara asta. Deci chiar iubesc România. Chiar dacă de la începutul anului, așa cum v-a spus Raul, a stat 70% din timp plecat afară. Dar mă bucur că nu mai plec așa, îți spun sincer, pentru că eu am cântat în diaspora acolo, nu am avut contracte foarte lungi și foarte... Am plecat doar foarte des. Am plecat foarte des și mi-a prins într-un fel foarte bine, că trebuie să cânt și la românii de peste hotare. Dar parcă totuși așa mă trage rădăcina. Și vreau să spun că am foarte multe evenimente, cânt în comune, cânt în sate, cânt în... peste tot, mă duc la botezuri, la cununii, la... Mi-e drag când sună telefonul și când... Nu mai spune că Aurel Moldoveanu se supără și... Dar eu mă duc cu el în spectacol, am foarte multe evenimente. Da? Am chiar cu... Eu am o relație foarte bună cu el. În general am o relație foarte bună cu toată lumea. Vreau să cred asta, pentru că... De ce stă, mă? De ce? Fiecare are locul lui. Dar mamei nu e dor de tine? Este dor, dar știi care e avantajul și norocul nostru până la urmă? Că eu... muzica, orchestrațiile, treaba de studio o fac la Cluj. Am aceeași echipă de 15 ani de zile. Aici, nu i-am trădat, nu i-am părăsit și sunt foarte aproape de casă. Deci când stai în studio, când înregistrezi, acolo dormi acasă. La, da, dorm acasă și chiar și săptămâna viitoare am sesiune de studio, ca să zic așa. Lucrez la proiecte noi, frumoase. Încerc să fac așa o hartă a vieții tale, o hartă a ta. Deci dragostea ție la... Cel mai multe contracte anul ăsta le-am în partea aia. Deci din punctul ăsta de vedere sunt liniștit. Unde e iubita ta? Da, Banat foarte mult. Banat. Reședința ai în București? Reședința o am în tren, în mașină, în avion. Înregistrez la Cluj. La Cluj. Mama e lângă Cluj. Dar pentru mine România nu... Și stai 70% timp plecat afară. Adică încerc să te... Pentru un om ca mine, care a fost de 27 de ori în America și Canada, care a fost în nenumărate țări, nu mă laud, încerc să vă fac doar o diagramă, o hartă a situației mele. Faptul că trebuie să merg de la Cluj la București sau de la București la Baia Mare, lucru pe care îl faci tu, cred, foarte des, nu constituie un impediment. E chiar o plăcere, adică 400-500 de kilometri făcuți cu mașina. Mai ales că acum nici nu conduci tu, chiar e o plăcere să fii pasager. Dar am redescoperit cu bucurie, ca să vezi ce... Am o metodă a substituției în capul meu, știi? Atunci când ți-e rău, ia partea bună a lucrurilor. Vezi ce faci ca să nu spui, au, mi-e greu, mă doare. Am redescoperit bucuria și plăcerea de a călători cu trenul. De a călători, nu știu, chiar dacă îi fac reclamă, am călătorit și cu BlaBla, vreau să spun. Am încercat experiența asta. Am cumpărat toate locurile dintr-o mașină și efectiv am călătorit cu BlaBla, cu ocazie. Deci nu e o mare... Mi-a plăcut, am vrut o experiență de genul ăsta. Pentru că multora li se poate întâmpla în viață să nu meargă lucrurile ca pe roate și atunci trebuie să găsești soluții. Iar eu sunt genul de om care nu spune, vai, mi-e greu. Uite, am găsit o soluție. Trece greu timpul ăsta cât n-ai voie să conduci? Nu, n-a trecut greu. Întreb pentru un prieten. Pentru un prieten. Da. Dacă n-are ce să facă,
o să fie greu. Dar nu ți-ai luat șofer, nu? Ba da. Ți-ai luat șofer? Da. Ba da. Păi nu am ce să fac. Eu oricum ai să râzi, că o să mă întreb, dar totuși cum ai ajuns în situația atât? E foarte ciudat pentru că nici măcar nu prea conduc în general când e vorba de evenimente, că prefer să stau în dreapta, să mă odihnesc, să nu fac nimic, să stau relaxat, să ajung la evenimente așa cum ești așteptat să fii când ajungi, nu cu cearcăne, nu cu, înțelegi? Și de cele mai multe ori am avut șofer, în afară de momentele în care nu l-am avut. Și vorba aia. Da. Nu toată lumea trebuie să fie Dorian Popa, el să conducă, el să își facă sunetul, el să-și dea microfonul, el să-și șteargă transpirația. Cred că mulți dintre noi facem lucrul ăsta, dar nu toți spunem asta. Da. Pentru că este nevoie. În schimb, nu voi încuraja niciodată ceea ce am văzut. Acum trec de la un subiect la altul. Foarte pe scurt, ca să ne încapă. După ce am văzut știrea cu acel om care a făcut live în timp ce conducea, Doamne ferește. Deci nu vreau să mai... Inimă de floare albastră se numește cătecul meu. Da, să nu ne dăm cocoși, pentru că și noi am făcut și noi lucrurile nu mai încurajez astea. Acest dar asta lucru. Nu înseamnă... știi care e treaba? Ăla avea și o grămadă de vieți în spate.